se circulă în condiții de iarnă la Făgăraș. Echipajele de dezăpezire de la Salco au fost prezente la datorie pe timp de noapte pentru a asigura condiții normale de circulație. Se împrăștie material antiderapant pe arterele principale ale orașului în toate cartierele și aleile adiacente. Zăpada de pe trotoarele domeniului public, trecerile de pieton sau borduri este curățată manual de către lucrătorii Salco. În schimb, curățarea zăpezii și a gheții de pe trotoarele din drept imobilelor în care locuiesc cade în sarcina făgărășenilor. Această măsură este valabilă și în cazul firmelor. Agenții privați au obligația să îndepărteze zăpada depusă și gheața formată pe trotoarele unde își desfășoară activitatea. Totodată, pentru a sprijini acțiunile de dezăpezire vă rugăm să nu parcați mașinile pe marginea drumurilor. În cazul în care doriți să sesizați eventuale probleme în ceea ce privește activitatea de dezăpezire, puteți apela dispeceratul de iarnă la numărul de telefon 0758-232-222.